Salut, dragi prieteni! În acest video vom vorbi despre inflația din anul 2021. Ce este inflația și de ce este importantă? Cum afectează inflația, inflația piața bursieră? Și hai să trecem la acest subiect. De ce contează inflația? Pentru a înțelege importanța inflației, trebuie să ne întoarcem în primavara anului 2020 când economia globală a fost afectată de lockdown-urile impuse din cauza pandemiei COVID-19. În acel moment, potențialul impact părea catastrofal, iar reacția pieței a fost rapidă. Indicii bursieri globale au scăzut dramatic alături de mărfurile industriale, iar dolarul american s-a aprecia. Totuși, această perioadă de scădere a pieței bursiere s-a dovedit a fi cea mai scurtă din istoria Wall Street. Inflația. cunoașteți dinamicul, Inflația reprezintă schimbările pe care le suferă prețurile într-un anumit interval de timp. Schimbările de preț de la o lună la alta pot fi atât de volatile încât banchierii centrali și astfel investitorii analizează inflația anuală care evoluează modificările prețurilor în raport cu anul trecut. Cu toate acestea, există multe prețuri care trebuie luate în considerare. Prețuri de consum, prețuri de producție, prețuri de import și export și așa mai departe. Băncile centrale sunt interesate de prețurile de consum, dar chiar și în acest caz există multe subcategorii să ne concentrăm asupra indicatorilor cheie. Vedem aici indicatorii de inflație din Statele Unite ale Americei. Faceți cunoștință cu acești indicatori. Indicele prețurile de consum, cunoscut sub numele de CPI, este cel mai popular. Este definit ca un indicator al variației medii a prețurilor plătite de consumatori urbani pentru un coș reprezentativ de bunuri și servicii de consum, cum ar fi adăpost, hrană, energie, educație și așa mai departe. Cu toate acestea, FED se concentrează asupra indicei cheltuielilor de consum personal, cunoscut sub numele de PCE. Va crește inflația Răspunsul rapid este da, dar contextul este mai complex decât atât. Întrucât Fed și alte bănci centrale își extind bilanțurile la viteze record, determinând și expansiunea agregatilor monetare în diversele lor forme, atunci o legătură naturală cu inflația poate fi observată cu ușurință. Raționamentul provine din teoria monetară care afirmă că pe termen scurt volume mai ridicate de monedă nu pot duce decât la prețuri mai mari, dar nu este atât de simplu. Noile volume de lichiditate tipărite nu pot fi cheltuite direct decât dacă sunt puse la dispoziția consumatorilor sau oficialilor guvernamentali. Un exemplu îl reprezintă situația din 2010-2011 când Core CPI a marcat o creștere medie lunară de 0,13%. În ciuda introducerii QE, variații fiind mai mică decât în perioada 2003-2004, când Core CPI a fost de 0,14%. Dar principalul indicator al inflației ar putea crește, deoarece în urmă cu un an a atins un minim. Cea mai mare diferență a prețurilor Observându-se la combustibil, de luat în calcul poziția Fed, care susține că această creștere va fi temporară. Scenariul ar putea fi diferit de această dată. Nu știm sigur dacă există câteva motivi care sugerează un deznodământ diferit. 1. Transferurile de bani sunt imense. Datorită plăților directe, ajutoarelor speciale de somar și altor ajutoare. Gospodăriile din SUA au mai mulți bani decât ar fi avut în cazul în care pandemie nu s-ar fi întâmplat. Încă o dată, <coughs> pardon, ascultați cu atenție, gospodăriile din SUA au mai mulți bani, mai mulți, decât ar fi avut în cazul în care pandemia nu s-ar fi întâmplat. 2. Cererea de Reînnoire este puternică. Consumatorii nu au putut cheltui o parte din venituri din cauza restricțiilor, însă ar putea dori să compenseze în exces după relaxarea condițiilor. 3. Prețurile mărfurilor sunt în creștere. Nu este doar cazul petrolului. Uite la cupru, bumbac, cereale. Acestea, acesta este parțiar un, un rezultat al ratelor de dobândă 0%, deoarece investitorii privesc aceste active drept oportunități de investiții. 4. Costurile COVID. Economia în serie deschide, dar regimul sanitar rămâne sub presiune cu costurile asociate. 5. Există mai puțină concurență. Unele companii au fost închise în special în domeniul serviciilor. Mai puțină concurență înseamnă mai multă putere de stabilire a prețurilor din aceste motive, inflația poate crește mai mult și poate rămâne la niveluri mai ridicate decât pro prognozează Fed. Dacă acest lucru este adevărat, Banca Centrală Americană ar putea fi forțată să limiteze QE. Chiar atunci când guvernul SOA trebuie să împrumute sume mari de bani. Acest lucru ar trimite randam randamentele obligațiunilor la niveluri mai ridicate și ar avea consecințe grave asupra altor piețe. Aurul reprezintă un activ de refugiu împotriva inflației. Există o părere comună conform căreia o inflație mare este problematică pentru acțiuni, dar există de asemenea și percepția că aurul este un bun activ de refugiu. Este oare adevărat? Părerile sunt împărțite. Dacă analizăm istoria, observăm că prețurile pentru aur au crescut puternic la sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80, când inflația era foarte mare. Cu toate acestea, o corelație între prețurile anuale ale aurului și inflația anuală din SOA rămâne mixtă. Analizând variația prețurilor la 3 luni, nu au fost observate o corelație semnificativă. În plus, observăm o corelație negativă foarte puternică între variația prețurilor la 3 luni pentru aur și variația la 3 luni a randamentului obligațiunilor de stat pe 10 ani. Acest lucru explică de ce prețurile aurului au scăzut în primul trimestru al anului 2021, când au început să apară riscurile legate de inflație. Și aici vedeți corelația pentru perioada 2000-2001. Și prețul aurului reprezintă o corelație scăzută cu activele riscante pe termen lung. Mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Cu voi a fost Nicolae. Lăsați un comentariu sub acest video dacă aveți ceva întrebări. Vă spun pe curând, ne reauzim în alt video. Pa!